E jumătate de oră, eu nu mai stau. Eu vorbesc un secund, așteptați. Așteptați un secund, vorbesc. Vorbiți. Credeți că e normal să mă cheme la 10 și el să vină la 11? Este normal, domnule, că nu este implicat într-o măsură de reținere a unui vrător. Dar de ce nu văd avocatul? Promis că îmi dă avocat. Eu fără avocat nici nu vorbesc cu el. Păi dumneavoastră trebuie să semnați declarații de venit pe mâncă să solicităm avocat. Păi? Fără semnarea acestor declarații. Și el vine acum numai să semnezi declarația de venit. Nu poate să facă altcineva în locul lui. Semnați declarații de venit și o să vă invităm de o altă dată pentru a... Ființa lui de azi, o chestie. Deci pentru declarația de venit el mă cheamă și aștept 45 de minute? Da. Vă bateți joc de noi. Cine vă bate joc, domnule? Aveți dumneavoastră, pocrâși. Aveți dumneavoastră un avocat? N-am avocat. N-aveți avocat. Atunci aștept... Și la telefon i-am spus că n-am avocat și declarația de venit am semnat 10 la biroul acela de asistență. Dacă se interesa, ar fi știut. În fiecare caz în parte, trebuie să o declarație de venit. Bun, eu scriu plângere la... copii mulți și la Reu, asta. La Recean. Dar cine se ocupă de chemarea mea cu Nucu? La Ștefan cel Mare 123. Așa e corect, eu telefonul, așa cum chemarea de azi cu Nucu? Da, da. Dar cazul dat nu a fost soluționat. Și eu de ce nu primesc niciun răspuns? Scriu plângeri iar la Mai? Dar pe chemarea la care a fost dumneata, ce răspuns am? În primul rând, vă adresați la mine corect, într-a doilea rând, dumneavoastră, vă s-o trimis răspuns pe poștă, pe adresa care era indicat, care ți-a indicat-o, satul, raionul Cutare, satul Cutare. E bun, dar aștept. Înțelegeți? Poate din cauza sărbătorilor. Să începe pe pieni sau pe pieni. Da, da, da. Bun, aștept acolo. Cum lucrează poșta? Asta e altă întrebare, ok? Am înțeles. Așa. V-am supărat cum am adresat. Nu m-ați supărat. Pur și simplu trebuie să vă adresați oleac. Dumneavoastră cereți ca cetățean să vă adresați, să ne adresăm corect față dumneavoastră. Da, da. Cereți? Așa și noi oleac trebuie să fie oleac de responsabilitate. Nu trebuie să uitați unde vă aflați dumneavoastră, cum trebuie să vă comportați. Trebuie să aveți pe lângă, să cereți, trebuie să aveți și obligațiuni. Pe lângă drepturile care le cereți, trebuie să mai aveți și obligațiuni. Așa, și ce trebuia să vă zic? Eu vă zic o zi bună. Dar cum trebuia să vă zic? Tovarăș locotenent sau cum trebuia să vă zic? Domnul ofițer, domnul locotenent, într-a doua rând trebuie, plângă asta trebuie să mă întrebați. Vă permit eu să mă filmat sau nu? Iar să începi cu povestea asta. Să-l întreb acum și pe Cornescu dacă e de aceeași părere să fac de râs tot sectorul 1. Da, da, da. Eu credeam că numai dumneata nu știi legile, dar se pare că și Cornescu e de aceeași părere, așa-i? Da, eu la 10 am venit. Dumneata ai venit la 11. E corect așa? Vreau să-ți făcut un apel că ți-a fost agresat pe stradă cu... Da. Ce s-a întâmplat? Să-mi spuneți? Da. Povestiți-mi, vă rog, o perioadă, azi vă rog, cererile pentru a ceilalți întâmplă. Dar pe ce nu ajunge cererile care a îndepus-o polițistului care a venit la fața locului? Păi dumneavoastră, că nu a fost nimeni la fața locului. A fost colaboratorul de poliție, dar dumneavoastră nu erați la fața locului. A fost telefonat și am zis și nu răspuneam pe telefon. Da? Da. Când mi-a distrus bicicleta? Posibilul nu sunt de caz, eu vă întreb, când s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Oho. Nu este în științare, Pușcă Ștefan cel Mare, agresat de persoane cunoscute. Ce s-a întâmplat? Asta care e material cu bregă? Pot, dar agresat, e interpretat mai mult. Apoi că despre asta scriu acum. A, e faptul s-a fost și colaboratorul nostru. Pot să fie pe orice persoană. De ce tot de ce? Păi da, și domn Pocrâș zice că eu primit materiale, că eu n-am dat niciun fel de declarație și trebuie să mai scriu o dată. Și am scris iară plângere. Eu văd aici, îți cere el azi, vă păi... la noi. Pe data de 26
Dar pe care altul a venit cu poliția și nu m-a găsit? Științarea noastră, după competență, a fost trimis la centru. Și a venit polițistul și m-a găsit. O chestionat, un alt, acum de locul fără competență, m-a trimis la noi să-l examinăm. Dar ce zici că a venit polițistul și nu m-a găsit? Păi de-aia și vă zicem, dumneavoastră a fost polițistul la centru, nu puteam să știu cu cine dumneavoastră sunteți atunci. Dar ce mă băgați în spăriez, dar? Puteți să afle și Organizația Națiunilor Unite de minciuna voastră. Ce puteți spune strictor la cazul dat, domnule? Păi nu pot spune nimic fără avocat. Mă numai, chestiunea care, utrăgerea probătorului de poliție nu ține de competența organului aflații interne, material în cauză va fi remis în procuratura sectorului Buica. Și să-mi găsească avocat și tot așa. Deci nu mă audeți, dar cine s-o plăt? Iepureanu sau cum o cheamă? Domnul Ierizanu. Ierizanu, da. Păi nu vei ce să sufăr. Asta e. Dumneavoastră cu data de 14 și v-ați apropiat încolo fiind telefonat, din câte am înțeles, da? De Varvara Zingan, da. Dumneavoastră spun că ați blocat deplasarea cortegiului oficială. Ei, povești. Lasă, inventeze. Eu să răspundă pentru mărturie falsă, nu? Asta-i. Bine, domnule. Asta e ce am vrut, dar vă rog frumos, cum convenim noi să ne aduci să înregistrări de video și poze de persoane? Păi vin și le aduc și le las lui Cornescu. Dumneavoastră văd că nu sunteți de găsit. Bine, le lăsați lui domnul Cornescu. Ne-am înțeles. Și dânsul face o ridicare oficială, da? Le ridic oficial, dacă le aduc pe disc sau dacă le aduc pe hârtie printate. Păi cum n-ar fi, eu trebuie să le ridic de la dumneavoastră pe ordonanță. Dar dânsul nu poate să facă asta, da? Dumneavoastră. Atunci, dar trebuie să ne sunăm. Dar să vă luați numărul meu de telefon, că vă puteți să... Dați-mi bip, că aveți numărul acolo și eu îl notez. Da, pentru că nu-i doar la telefonul.